masacru astăzi într-o familie de rom din Râmnicu Sărat. Un bărbat și-a ucis soția și cele două fetițe cu vârsta de 7 și 8 ani. A încercat apoi să se sinucidă cu același cuțit cu care și-a asasinat familia. Criminalul a supraviețuit tentativei și a fost transportat la București cu un elicopter smurt, fiind în stare gravă. Individul urma să revină în închisoare după ce a beneficiat de o perioadă de întrerupere a unei condamnări pentru proxenetism. Tripla crimă a avut loc pe o stradă din zona unei unități militare dezafectate din Râmnicu Sărat. Bărbatul în vârstă de 30 de ani trebuia să meargă la pușcărie pentru a ispăși o pedeapsă pentru proxenetism. Și-a îndreptat însă toată furia tocmai asupra celor care ar fi putut să-l susțină pe perioada detenției. Și-a înjunghiat cu un cuțit soția și cele două fiice ale lor, în vârstă de 7, respectiv 8 ani. Femeia avea 25 de ani și a căzut răpusă de loviturile de cuțit ale celui alături de care trăia. Una dintre fete a murit pe loc, iar cea de-a doua a mai rezistat doar până la spital, unde s-a stins în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a o salva. După ce a comis masacrul, criminalul a încercat să-și ia zilele și s-a tăiat la gât cu același cuțit. Șocați de cele întâmplate, vecinii spun că știau că individul primise mandat de executare a pedepsei și sunt convinși că acest lucru i-ar fi luat mințile bărbatului. A venit definitiva și trebuia să mai facă... Avea o condamnare de 2 ani și trebuia să mai făcuse 8 și mai avea de făcut încă 8 luni. Și pentru acești 8 luni care trebuia să mai facă, și-a omorât familia. Este un om, nu pot să-l considerăm om. E un, nu știu, n-am cuvinte ce să spun. Dar probabil că lipsa asta, că rămâne copiii, familia, care pur și simplu îl iubea, l-a căutat astea 8 luni când a fost acolo în detenție. Petrică, urla, mașina poliției era aici, am scos copii, prima dată o petită. Am scos-o ca pe o găină. A pus-o jos. A intrat iar înăuntru, la interval de nici 3 secunde, un minut. Am scos-o și pe a doua petiță. S-a dat jos domnul polițai de la volan, jos, din mașină. A văzut fetele, a dat cu mașina înapoi, cu viteză, a tras lângă fetițe, le-a suit în mașină, ăsta e adevărul, nimeni nu poate să... Le-a suit în mașină și a plecat la spital. După ce a plecat poliția, a luat-o pacii, a scos-o tot Petrică, pe soția, pe mama copiilor. A scos-o, a lățit-o tot jos, a pus-o. Criminalul a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat. Rana pe care și-a provocat-o a fost însă foarte gravă, iar medicii au solicitat intervenția unui elicopter smurd pentru a-l trimite la un spital din capitală. Criminaliștii au făcut cercetări la fața locului timp de mai multe ore pentru a creiona împrejurările în care s-a produs această tragedie.